A șaptea ediție a evenimentului Lumină din Lumină a avut loc în Vinerea Mare, în localitatea Gura Ocniței din județul Dâmbovița. Manifestarea a fost inițiată de primarul Sorin Vasile Ioniță și artistul plastic Mihai Șerbănescu. Una din strofele extraordinar de pline de învățătură și de viață duhovnicească din Prohod, din starea a doua, se spune atât de frumos: te-ai pogorât pe pământ ca să-l cauți pe Adam. Suntem la a șaptea ediție, este denia Prohodului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este Vinerea Neagră din săptămâna patimilor, săptămâna mare. Este o zi tristă, este o zi de doliu cosmic, pentru că Mântuitorul astăzi a fost schinjuit, a fost batjocorit, a fost biciuit, scuipat și și-a dus crucea până în vârful Golgotei, unde a fost răstignit, răstignire care s-a produs din gândul de a mântui tot poporul, tot ce înseamnă omenire, de a spăla păcatul, de a-l lăsa în urmă și de a ne da o nouă viață, o viață spirituală, o omenire de mântuire, de a spăla, de a spera, de a vizualiza și a trăi atât perspectiva cât și viitorul nostru ca oameni și ca și creștini în biserica noastră creștin-ortodoxă. Având această stare intrinsecă a lucrurilor și a trăirilor, ne gândim la cruce, ne gândim la spălarea crucei prin sângele și prin fapta supremă a Mântuitorului, ne gândim ca noi să fim demni de sacrificiu suprem, să fim mai buni, mai toleranți, mai iubitori, să lăsăm ipocrizia și ura și să ne gândim la lucruri bune, firești, la lucruri de a îmbrăca această viață pământeană, materială, cu o viață spirituală, în așa fel încât echilibru să fie în gustul și bucuria și plăcerea atât a Bunului Dumnezeu, cât și a Mântuitorului, cât și a Maicii noastre, Maica Domnului, și să ne dea această stabilitate emoțională, să scăpăm de spaimă, de ură, de anxietate, de grijile permanente de zi cu zi, să lăsăm să curgă curent, să flexibil timpul, faptele și atitudinea noastră unii față de alții. Gândul meu zboară către mâine, către înviere, gândul meu bun zboară către toți concetățenii Comunei Gura Uniții, către cei ai județului Dâmbovița, ai țării și din diaspora, să aibă o viață liniștită, o viață frumoasă, o viață pilduitoare, ca să poată să ducă mai departe menirea, și anume mântuirea individuală, colectivă și a copiilor noștri. Mă gândesc cu toată dragostea și cu toată smerenia ca Sfintele Sărbători Pascale să ne dea maximă liniște, și spun și repet liniște, pentru că, vedeți, trăim într-o stare tensională și într-o stare de instabilitate, încât nu mai avem timp să ne gândim la lucruri bune, la lucruri sfinte. Să avem sărbători fericite, să avem sărbători cu tradițiile pe care le-am adus și pe care trebuie să le continuăm, să avem sărbători cu masa plină, cu gândurile
către lumină, cu gândurile către cei apropiați, să iubim aproapele, să ne comportăm civilizat, să fim demni de locul, de timpul și de perspectiva ce ne e dată. Hristos a înviat! În Joia Patimilor astăzi, în Vinerea Patimilor, aici la Cura Ogniței, domnul primar a avut ideea de a aprinde câteva mii de candele, făcând o cruce și scriind Gura Ogniței, pentru că aici se întâmplă. E vorba tot de lumină, lumina care de fapt este în interiorul nostru și ajungem la un moment dat să ne poarte în timp. Spuneam la un moment dat și la conferința de presă de acum două zile, trei, noi venim cu lumină, chiar dacă avem o zi pe lumea asta, și plecăm tot cu lumina, lumina interioară. Ea nu se pierde. Această lumină interioară o vedem și aici, la Gura Ogniței, prin această desfășurare. Mulți copii care au venit și m-au încântat, au îngenunchiat și au aprins candelele. Mulți oameni care vin și rămân impresionați de acest gest de lumină pe care domnul primar Vasile Ioniță îl face la Gura Ogniței și este meritoriu și e de luat exemplu. A fost superb evenimentul în această seară, ținând cont că suntem la a șaptea ediție la evenimentului Lumina din Lumină. Tinerii din Comitetul de Tineri s-au implicat în multe activități. Am făcut împreună lumânări pe asfalt și am participat împreună la cântarea prohodului Domnului Iisus Hristos.